Niciodată Dumnezeu nu ne va cataloga după mașina care am parcat-o. Să zică, pe aia cu Logan, nu-i ascult, numai pe aia cu Mercedes. Ascultați-mă, vreau să fiu direct cu voi. Deși unii vă uitați la lucrurile astea. Unele fete se uită când băiatul cere numărul de telefon, Nokia 3110, zice, nici vorbă, zice. Dar tu nu, auzi, iPhone, tu ești tot la iPhone 10, zice, dar 12 deja, mă, cum? Și unii dintre voi veți face alegeri pe baza acestor lucruri. Și ascultați-mă ce vreau să vă spun. Băieți, mă auziți? Când nu o să mai ai ultimul telefon, că poate îți pierzi locul de muncă, ea pleacă la altul care îl are. Face alegeri pe corpul care îl are, nu? Păi bun, dar după 2, 3, 4, 5 nașteri, câți copii îți dă Domnul? Da? 8, 10. Soția ta nu mai arată ca în ziua nunții. Dacă el te-o lua pentru corp, merge la alta care are corpul ăla. Pentru că în lumea în care trăim, telenovelele, televiziunea, toate rețelele, asta promovează. Ești valoros prin ceea ce ai, nu prin ceea ce ești. Dumnezeu spune, ești valoros că ești ceva, ești copilul meu. Și asta e valoarea care tu dă-o ție. Știți că un băiat care a venit pe jos în seara asta poate fi mai valoros ca și unul care are cea mai tare mașină din tot Aradul, dar care trăiește în curvie? Și poate care a venit pe jos poate trăiește cu Dumnezeu. Dar dacă aș face un sondaj la fetele din Arad și le-aș pune față în față, unul cu Pegasus și altul cu cea mai tare mașină, 99% ar spune, ăsta-i. La asta i-aș da like. Tineri dragi, nu vreau să strig, dar n-am cuvinte cum să vă spun lucrurile astea. Pentru că după ce ai făcut alegerea, e târziu să mai schimb ceva. Și sunt familii astăzi care stau numai din cauza copiilor împreună, între ei doi nu mai e nimic. Știți ce valoare este familia? Și pentru că familia e o valoare pentru aia, diavolul luptă cel mai tare împotriva ei. Numai că eu când intru în căsătorie, foarte mulți tineri au impresia că, virgulă, căsătoria e o cutie plină, numai cu bucurie, cu euro, cu flori, nu știu. Și numai mergi și iei din cutie ce vrei. Nu așa e căsătoria. Căsătoria este o cutie goală. Știi ce e în fiecare zi din ea? Ce pui? Ai pus un cuvânt urât? Iei un cuvânt urât de acolo. Ai pus respect, dragoste, sacrificiu, comunicare, integritate, fidelitate? În fiecare zi e aia de acolo. O să vedeți după căsătorie că nu mai contează care e 1,80 sau 1,95, ci contează dacă te respectă. Pentru Samson, imaginea a ajuns mai importantă decât caracterul. Știi ce spune Samson tatălui și mamei sale? Ia-o căci să roagă bine, să roagă frumos. Ia-o căci îmi place. Iubiți tineri, există pericolul ăsta în lumea tehnologiei, să pui sentimentele în fața principiilor. Îmi spunea cineva, frate Cristi, spune-le la tine că eu m-am căsătorit, eu am făcut din căsătorie evanghelizare. S-a botezat și după câteva zile mi-am dat seama că de fapt nu s-a schimbat. Era târziu să mai fac ceva. Pentru Samson asta a fost important. Apropo, nu știu dacă ați calculat vreodată. Eu stau și mă gândesc cum unii tineri nu văd când vorbesc cu o fată sau cu un băiat, cum de nu-și dau seama. Să vadă că băiatul sau fata aia se mai scapă. Că dă Domnul să se scape, îngăduie Domnul. Și auzi, Dalila îi zice lui Samson, judecător 16:6, vreau neapărat să afișez asta, te rog. Să vedeți un băiat cu prorocii pe WhatsApp, aș putea spune, cu promisiuni din partea Domnului fenomenale. Nu vede din cuvintele Dalilei că asta nu-l iubește. Nu-l iubește. Asta vrea să facă afaceri pe el. Spune-mi, te rog, apropo, nu toți oamenii care vorbesc frumos cu tine te și iubesc, să nu uitați asta. Spune-mi, te rog, de unde îți vine puterea ta cea mare, judecător 16:6? Și cu ce ar trebui să fii legat? Ai afișat? Bun, nicio problemă. Și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? Deci, auziți, legat, biruit. Și Samson dă like. Incredibil, oameni buni. Nu zici Dalila, băi, Samson, hai să spun ceva, rămâne între noi doi.
Spune-mi de unde ai puterea asta, că vin și eu la stăruință, mă. Vreau să fiu și eu ca și tine. Vreau să mă rog și eu ca și tine. Vreau să am și eu pasiunea care ai tu pentru Hristos. Că dacă e biserică, lași totul și mergi la adunare. Dacă auzi că cineva flămând, lași totul și mergi și le rănești. Am văzut că și hainele pe tine ți-ai dau pentru săraci. Nu. O zi, dar vreau să spun ceva. Te rog frumos, de unde ai puterea asta? Vreau să te leg. Vreau să te biruiesc. Știi ce a zis Pavel în ultima lui scrisoare? Era în închisoarea din Roma, mai avea de trăit, nu știu, între 2 și 4 ani stat în închisoare. Poate mai avea de trăit câteva luni. O zis, Timotei, am o bază în tine. Am o bază în tine. Știi din ce cauză? Că ai fost lângă mine, ai crescut lângă mine. Și atunci când m-ai urmărit, nu ți-am arătat mușchii care am, știi? Cum trag la fiare. Da? Tu n-ai rămas, Timotei, marcat de mașina care o am, de telefonul care o am. Tu ai rămas marcat de principiile care le am și de calitățile care le am. Și Timotei, vreau să spun ceva, lucrurile care le-ai văzut la mine, fă-le mai departe. Și alți oameni când se vor uita la tine, să nu fie impresionați de cât de repede tastezi. Să nu fie impresionați de costumul tău, de cămașa ta, de freza ta. Să fie impresionați de lucrurile astea. Pentru că un adevărat om al lui Dumnezeu are lucrurile astea. Învățătură, purtare, hotărâre. Am o întrebare directă pentru voi. Poate vă supărați pe mine. Din prietenii cu care vorbești pe telefon, pe WhatsApp, pe Viber, pe ce vorbești tu, nu mă interesează. Câți dintre ei au calitățile astea? Întreb tineri, dacă mor la noapte, unde mergi? Nu știu. Dumnezeu știe. Dai Duhul Sfânt, el botezat în apă. Da, dar nu știu. Păcatul din viață nu-mi dă o siguranță. Timotei, tu ești hotărât, tu știi. Ai o consecvență. Credința mea, îndelunga mea răbdare. Dragostea mea, răbdare. Și apoi îi spune să rămână în lucrurile astea, pentru că știi de la cine le-ai învățat. Fii cu mare atenție. Și ai că băieții din biserica ta nu mai ești. Nu sunt ok, nu sunt atractiv. Ăla care vine cu Biblia nu e atractiv la biserică. Dar e atractiv ăla de pe Facebook. Scrie acum o fată recent, frate Cristi, la orice conferință vei merge, te rog, urlă, strigă și spune la fete să nu facă ce am făcut. Că nu m-a interesat băiatul pocăit, m-a interesat băiatul șmecher, tupeist, cu figuri. Și acum au plecat cu alta. Și plâng acasă. Și n-am șervețele câte lacrimi am. Eu v-am spus vorbele ei, parafrazate. Mesajul ei pe care mi l-au transmis. Dar nu m-a interesat cine era aproape de mine, pe care l-am văzut. M-a interesat ăla care era mai de departe. Pericolul de a pune pres pe celebrități și nu pe eroi. Tehnologia, dragii mei, la ora actuală ne pune în fața acest pericol de a pune pres pe celebrități. Pe piesa lui care a fost numărul 1 în YouTube săptămâna trecută, nu? Milioane de like-uri. Și multe fete din bipă, dacă aș fi ca aia, ce succes aș avea. Am pus într-o zi pe Facebook, dragi tineri, o postare despre Viorica Agarici. Nu vă sună cunoscută, nu? Femeia asta în 1947 s-a pus în fața unui tren. Sau 1945, nu mai știu anul exact. Oricum, atunci când au venit comuniștii, s-a pus în fața unui tren plin de evrei care erau duși și îndepărtați. Și femeia asta a zis așa: trenul ăsta pleacă de aici peste mine. Ce curaj! Asta e curaj, da? La Călăraș a fost asta, în gara din Călăraș. O femeie care a rămas în istoria noastră ca și o eroină. Bineînțeles că trenul nu a mai plecat. Mii de evrei în ziua aceea au fost salvați de la moarte pentru că o fată curajoasă s-a pus în fața trenului. Femeia asta își pierde locul de muncă și toată viața e prigonită de comuniști. Și pierde tot. A rămas însă în istorie ca o eroină. Am pus pe Facebook postarea asta. Știți câte like-uri am strâns? 28. În primul rând, era lung textul de citit. Era lung textul și au zis, bă, dacă e lung, noi nu avem timp, noi ne grăbim. Dar unde te grăbești spre iad?
Și doi, dacă nu a fost la Vocea României, deja stă în fața trenului, că nu, nu interesează. Nu? La X Factor, dacă nu a fost, zice, aia pentru noi aia contează. Auzi, dar câți followers are? Știți câte like-uri a strâns poza unei vedete? M-am interesat de asta când am pregătit acest mesaj, ca să vedeți niște contradicții, niște, să vedeți niște paradoxuri în lumea în care trăim. Poza unei vedete din România, dacă v-aș spune numele, tot o știți, dar nu vă spun numele, care își pune un ciorap interesant pe un picior, strânge 25.000 de like-uri. Și postarea cu Viorica Agarici mi-a strâns 28. Și acum vrei să fii ca și lumea? Și acum ați înțeles de ce spune Dumnezeu? Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Voi vă dați seama ce în lume trăim?